Salut și bine m-am regăsit la o nouă miercuri. În episodul de azi m-am gândit să fac o chestie diferită. Se împlinește un an de când am deschis canalul și de când am lansat primul meu video de gătit, care se numește Introducere în ale gătitului vegan improvizat. Cred că am 3 ani de când sunt vegetariană, că din anul 1 undeva și undeva la master am început să fac switch-ul, să mănânc vegan, pentru că într-un final s-a produs declicul în care am început să citesc mai multe, să mă documentez și am zis că e timpul să pun și în practică ceea ce cred, așa că undeva în septembrie am făcut analizele ca să văd cum stau cu calciu și fier și toate chestiile astea și au ieșit ok. Și apoi în octombrie, undeva prin, nu știu, 15 sau așa, am început dieta mea vegană. De fapt, canalul ăsta a început ca un fel de glumă pe care o postasem pe Facebook, adică la story-uri, pentru că postam cam ce făceam zilnic. La un moment dat mi-am cumpărat mai multe produse care nu includeau lapte, ouă sau brânză și într-o dimineață cred că am gătit, nu știu, cred că mi-am făcut ori omletă, ori ceva sandwich, nu mai țin minte. Și cumva am făcut la mișto, am scris că bine ați venit la seria Pati gătește cu ce are prin frigider. Și după care lumea a început să reacționeze și la un moment dat, cred că într-o seară, la bere sau undeva, într-o glumă, cumva lumea a zis că hey, you're funny, poate îți deschizi un canal de YouTube undeva. Și da, într-un final am făcut asta. And you would do it too for a change. Iată că a trecut un an de când am acest canal, care nu vine să cred când și unde a trecut timpul ăsta. Așa că ca un fel de sărbătoare că am împlinit un an de când despre YouTube, m-am gândit să reacționez la video. Aveam de mult în gând să îmi deschid propriul meu canal de YouTube, doar că nu știam exact cum să pornesc sau cu ce să pornesc sau ce fel de content să postez și da, după cum se vede e destul de haotic pentru că multe chestii sunt rețete care nu sunt your standard recipe, nu e Jamila cuisine sau așa și pe locuri am mai făcut Q&A sau am făcut un fel de video proiect artistic în care am simțit eu nevoia să dau terapeutic afară. This is so weird. Pardon. Like a lady. Asta este primul meu video. Am mai postat de atunci încă vreo 16. Dar aparent ăsta este primul la care am să mă uit. și care se numește Introducere în ale gătitului vegan improvizat. Off to a good start. Salutare tuturor, bine ați venit. E amuzant că m-am gândit, nu știu de ce, dar m-am gândit să pun subtitrare la un moment dat la canalul meu de YouTube. De parcă cineva o să se uite la un video în română cu gătit și o să zică yeah, ok, ce bine care e subtitrare în engleză. Da, îmi place machiajul. Adică îmi place că aveam acele chestiuțe la ochi. Welcome to... Am venit la o nouă serie ce are să înceapă. Mă gândeam să deschid canalul ăsta pentru că câțiva dintre voi știți că nu știu, făceam tot fel de rețete vegane și da, asta e... Cred că asta e prima rețetă pe care am făcut-o și da, e semișuri făcute la aparat cu ceva roșii, ardei și alte chestii. A, da, și într-o dimineață cred că mi-am făcut omleta vegană despre care ziceam cu tofu. Și care între timp am perfecționat-o, dar ăsta este, da... Câțiva dintre voi mi-ați cerut chiar rețetele.
Nu, nimeni nu a făcut asta. Că poate ar fi util, I don't know, să fac chestia asta prin tutoriale YouTube. Scenare, eu nu am nicio calificare în alegătitului, sunt pur și simplu doar rețete pe care eu le creez. Haotice. Da, deci la fel cum seria va fi cu ce mai gătește Patty. Da, tutorialele mele vor fi cu ce am trebuit frider, majoritatea vor fi rețete vegane. Însă, nu știu dacă mâncați carne sau sunteți vegetarieni. E amuzant că țin minte că au făcut de Desarticast o serie în care dădeau shout-out la prieteni, în care, dacă țin bine minte, în episodul din Desarticast erau cei de la, era o parte din Desarticulat în seara aia și era, cred că era, sigur era Alin cu Costi și începuse Alin să se uite la videouri. Și țin minte că a început mai repede până să vină Costi și i-a dat drumul la video meu și unul dintre comentariile lui pe care le-am ținut minte și în zi de azi era că am foarte mult zgomot de fundal, which is true, adică venisem de la facultate și cred că eram super încălzită și aveam emoții, așa că am deschis geamul și cred că se și aude zgomot de afară, adică se aud mașini, se aude avionul, se aude tot. Mi-a picat un cercel. Anyway. Da, și se aude absolut totul și de atunci am încercat să țin cont de asta, dar acum că mă uit și că țin nota aia mentală aici, ce-o zis Alin, da, are dreptate, e foarte mult zgomot. Dar îmi place măcar că eram spontană. Și subtitrele mele sunt... Asta nu vă oprește să puneți o halcă de carne în farfurie sau... Halcă de carne? Brânză sau lapte sau whatever. Din nou, rețetele nu sunt standard, sunt doar pentru că eu prefer să mănânc... Din nou, aici cred că aveam o săptămână sau câteva zile de când mâncam vegan. Cred că aveam un pic mai mult de o săptămână. Și da, eram foarte... Da, eu decid să mănânc vegan. Și dacă ajută pe cineva chestiile astea, mă bucur... Mai mult decât trebuie. ...decât ar trebui. Da, ăsta o să fie video de introducere. Habar n-am câte rețete voi face, dar în seara asta m-am gândit să gătesc. De timp am mai făcut încă 16 video, da. Sper să mai fac și să câștig bani la un moment dat din YouTube. Who knows? Poate că toate orele astea în care stau și le petrec editând, într-o zi poate o să aibă sens. Desc și să și filmez. So, dacă vă e foame și sunteți în cămin și nu știți ce să faceți, yeah, let's give it a try. Sper să nu iau copyright pe muzica pe care am pus-o. Pentru că muzica e de, cred că era copyright free acum un an sau doi. Ori zic că ori așa cumpărată din piață, pentru că e bine să susținem producătorii locali. Da, eu în continuare cred că e bine să susținem producătorii locali. Când am început canalul era amuzant că mă furișeam și aveam tot timpul grijă ca să nu fie persoane care gătesc în momentul în care eu vreau să filmez, pentru că părea ciudat să apară o tipă cu tigaie, cu produse de gătit și cu o cameră. Așa că tot timpul am avut noroc că aveam camera chiar lângă bucătărie, lângă oficiu, dar da, a fost amuzant că trebuia să gătesc și să mă furișez. În primele episoade în care chiar cred că primele 2-3 sau jumate din primul calup de serii, am avut noroc și am gătit cumva când era nimeni, pentru că la etajul nostru, la ora la care eram eu, nu se gătea, seara. Decât mai erau uneori băiții aceia care urlau pe holuri și pe care puteți să-i auziți în video meu cu Q&A-ul. De ce urlă cineva pe hol? Ok. That's weird. Oh,
deja am formasem un obicei în care postam în fiecare miercuri și îmi plăcea atât de mult și eram primisem reacții pe Facebook, încât la un moment dat lipseam de la cursurile de miercuri de la facultate ca să postez rețete. Yeah. Ok, da, ăla a fost primul meu video. Aia e pretty nice, adică chiar mă readuce într-o stare în care eram atunci și în care începusem canalul ăsta cu atâta entuziasm. Încă am, dar cumva atunci se vede un pic că sunt începătoare. Dar cumva prietenii mei au fost foarte supportive și apreciez tot, apreciez că se uită lumea și lumea care mă cunoaște, lumea dragă și lumea de la vlog. Și chiar mă bucur că m-ați susținut până acum. Și da, care sunt concluziile? Da, mai am rețetă să pun în continuare, dar a fost plăcut să revăd primele videouri în care, efectiv, primele două îți venite de la facultate. Mi-era foame și mi-am pus camera și am început să filmez. Și da, se vede că sunt un pic cu emoții și cringy, dar nu toată lumea începe canalul. Știi în ce face. Așa că da.